pacea Domnului în această zi de sabat. Pentru la pace de Signore, cum noi în Cristul sabat. Mă bucur să fiu aici. Sono contento di essere qui. Și că avem din nou posibilitatea de a studia Cuvântul Domnului. Că abbiamo din nou l'opportunità di studiare la Parola di Dio. Copiii cântau de bucurie că vor să vină la școala de sabat, nu? Deși a trecut școala de sabat. I bambini cantavano con gioia che volevano venire alla scuola del sabato, nonostante questa sia passata. No, de a veni să studiem din Cuvântul Domnului. Ma comunque di venire a studiare la Parola di Dio. Cred că avem și noi această bucurie de a fi aici. Credo che anche noi abbiamo questa gioia di essere qui. De a fi împreună cu frații noștri, cu surorile noastre. Di essere insieme ai nostri fratelli e sorelle. Dar mai presus de toate că suntem împreună cu Domnul nostru Isus. Ma soprattutto perché siamo insieme al nostro Signore Gesù. Povestea cineva că a fost în lumea întreagă să cunoască lumea, nu? Mi l-a contat qualcuno che era andato a conoscere il mondo. Și la un moment dat ceva l-a impresionat. E a un certo punto qualcosa lo ha colpito. A intrat într-un cimitir. E intrat într-un cimitero. Și pe, citea pe cruci ce scrie. E legeva quello che c'era scritto sulle croci. Scria un nume și scria, a trăit 3 ani, 6 luni și 2 zile. E c'era scritto il nome, a vissuto tot di tempo. Pe altul scria, a trăit 4 ani, 2 luni și 1 zi. Su un altro lapide c'era scritto 4 anni, 1 mese, qualche cosa. Dardo, 6 anni, massimo fino a 10 anni. E su tutte queste lapide c'era massimo 10 anni di età. Erano molte, questo è un cimitero di copii. E ha detto, questo è un cimitero di bambini. E stava a meditare. E stava meditando. Cineva lo intervenisce e spune, ah, perché sei superato? Și părinții tăi sunt aici? Qualcuno lo incontra e gli chiede, anche tu i genitori sono qui? Come sono i parenti miei aici? Văd că sunt mai copii aici. Come fanno a essere qui i miei genitori se vedo che qui sono bambini, sono sepolti? Ah, no, non sono doar copii. Non sono solo bambini. La noi aici există un obicei. Qui da noi c'è un'abitudine. Când cineva se naște, quando qualcuno nasce, primește în dar un carnețel. Riceve in regalo un bonbonote. La început părinții țin evidența. All'inizio i genitori scrivono. Când e fericit și cât timp e fericit. Quando la persona è felice e per quanto tempo. Când e matur, își ține el evidența. Când e fericit și pentru cât timp e fericit. Quando la persona diventa adulta e riesce a fare da sé, scrive quanto tempo è felice e quando. Când moare se adună. Quando muore si fa la somma. Și suma se pune pe cruce. E il risultato viene scritto sulla croce. Dacă ar fi să adunăm și noi, cât am fost fericiți în viața noastră? Cât am fi oare? Se dovessimo calculare quanto tempo siamo stati felici nella vita? Dacă ar fi cu Domnul Hristos, putem să fim fericiți în viața noastră? Se fossimo con Gesù, possiamo essere felici per tutta la vita. De ce m-aș bucura că aceste momente care vom petrece aici să fie notate acolo în carnețeta? Ecco perché vorrei che questi momenti vengano segnati in quel blocco note. Titlul temei de astăzi este timpul și lucrarea. Il titolo del tema di oggi è il tempo e l'opera. Iar versetul cheie pe care fratele l-a citit, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice pocăință. Il versetto chiave che abbiamo letto alla apertura, che dice, e disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Prima întrebare, cui se adresează acest verset? Prima domanda, a chi viene posta questo, a chi viene detto questo verset, queste parole? Desigur, le spunea în timpul lor Domnul Hristos ucenicilor, nu? Certamente Gesù lo diceva ai suoi discepoli al suo tempo. Dar oare doar pentru ei e valabil? Ma vale solo per loro? Sau pentru predicatorii din ziua de azi e valabil, nu? O vale solo per i pastori del giorno d'oggi? Cui se adresează aceste cuvinte? Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. A chi sono dirette queste parole? Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Tuturor. A tutti. Comunitatea este mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru salvarea oamenilor. La comunità è il mezzo scelto da Dio per la salvezza delle persone. Ea a fost organizată pentru lucrare și misiunea ei este să vestească lumii Evanghelia. Essa fu organizzata per operare e la sua missione è di portare il Vangelo al mondo.
Cine trebuie să ducă? Cine că trebuie portare Evanghelul al mondo? Comunitatea. La comunitate. Comunitatea lui Dumnezeu. La comunitate de Dio. Este mijlocul rânduit pentru salvarea oamenilor. E il mezzo scelto da Dio per la salvezza dell'umanità. Pentru a putea fi întreținut într-o stare bună, corpul omenesc are absolută nevoie de trei lucruri. Per essere mantenuto in un buono stato, il corpo umano ha bisogno di tre cose. Nu? Serva Domnului explica, pe lângă odihnă, la sorella White spiegava che oltre al riposo, avem nevoie de trei lucruri. Abbiamo bisogno di tre cose. Fără de care nu se poate. Senza di cui non si può vivere. Aer. Aria. Hrană. Cibo. Și? E? Mișcare. Movimento. Aer, hrană și mișcare. Aria, cibo e movimento. Care e cel mai important? Qual è il più importante? Care e cel mai important? Qual è sau care e ordinea în care putem să supraviețuim fără ele? Qual è l'ordine in cui possiamo sopravvivere senza uno di questi elementi? Aer. Primul e aer, categoric, nu? Per prima è l'aria. Cât putem trăi fără aer? Quanto possiamo vivere senza aria? Depinde de corp, depinde de corpul fiecare. Persone dicono depinde dal corpo di ognuno. Dar de ordinul minutelor. Ma câteva, puțin. Va intorno ai minuti, comunque. Fără hrană? Senza cibo? Vai di giorni. Vai di giorni. Putem trăi mult, nu câteva zile. Alcuni giorni. Sim, in Biblia 40 di zile uomini che hanno trovato fuori. Nella Bibbia troviamo persone che hanno vissuto 40 giorni senza mangiare. Fuori mischiare? Senza movimento? Di più ancora. Anche se quanti tre fuori mischiare? Quanto tempo si può vivere senza movimento? O sorella della nostra riesce di o donna, no? Una nostra sorella ha cura di una signora. Care stă la pat. Che sta a letto. Fără să se miște. Senza muoversi. De cât timp e așa motivată? E mi ho chiesto da quanto tempo è così, questa situazione? De 17 ani. Da 17 ani. Și crește. E nimeni. Sfântul Profetic explică că există o mare legătură între lumea spirituală și cea fizică. Lo spirito della profezia spiega che c'è un grande collegamento tra la vita, il mondo fisico e quello spirituale. Haideți să vedem ce înseamnă aer. Sau respirație, din punct de vedere spiritual. Vediamo dal punto di vista spirituale che significa aria o respiro. Ce ar putea, din punct de vedere spiritual, să reprezinte respirație? Cosa potrebbe essere dal punto di vista spirituale del respiro? Rugăciunea. La preghiera. Sigur. Hrana. Il cibo. Cuvântul lui Dumnezeu. La parola di Dio. Mișcarea. Il movimento. Andate in tutto il mondo. Attività missionaria. Mișcare înseamnă attività. Il movimento significa attività missionaria. Se poate trăi fără în viața spirituală, se poate trăi fără a respira? Nella vita spirituale si può vivere senza respirare? No. No. Un om care nu se roagă? Una persona che non prega? Deși merge numele că trăiește, este moartă. Nonostante si parla di lui che vive, è morta. Un om care nu studiază? Una persona che non studia? Poate trăi? Può vivere? Un pic din amintiri. Un po' dai ricordi. Dar dacă nu se hrănește tot timpul, va muri. Ma spiritual. Se non se nutrisce continuamente, morirà spiritualmente. Fără lucrare misionare se poate trăi? Spiritual? Si può vivere spiritualmente senza l'opera missionaria? Să vedem ce spune Spiritul Profetic. Vediamo cosa dice lo Spirito della Profezia. Un om poate trăi numai puține clipe fără aer și puține zile fără hrană. El poate trăi însă ani de-a rândul fără mișcare, dar va fi mereu neputincios și fără putere. Un om poate vivere pochi attimi senza aria e pochi giorni senza cibo. Esso però può vivere anni senza movimento, ma sarà sempre incapace e senza forza. Un suflet slăbit în ale credinței poate să se mențină fără lucrare misionară, dar va fi mereu nenorocit în existența sa. Un'anima indebolita nelle cose spirituali può mantenersi senza fare opera missionaria, ma sarà sempre incapace nella sua esistenza. Tutti i paragrafi sono nati nel tempo e intero. Tutti questi paragrafi vengono presi dal libro Il tempo e la conclusione dell'opera. Può un cristiano sopravvivere senza lavorare? Può un cristiano sopravvivere senza l'opera? Sì.
Și să fie creștin în biserică? De să comunque un cristiano nella chiesa? Poate să trăiască. Poate să vive. Dar va fi tot timpul nenorocit în existența lui. Va fi o persoană cu probleme, care va da probleme, tot timpul nemulțumit, tot timpul incapabil de a face ceva. Ma sarà sempre incapace nella sua esistenza, se lamenterà sempre, porterà sempre problemi, sarà sempre incapace nella sua esistenza. Nu e capabil să se mențină spiritual. Non è capace di mantenersi spiritualmente. Așteaptă tot timpul să fie ajutat, ca un om care nu se miște. Deve essere sempre aiutato, come una persona che non si muove. Avem nevoie de aer, hrană și mișcare. Abbiamo bisogno di aria, cibo e movimento. Avem nevoie de rugăciune. Abbiamo bisogno di preghiera. Studiu. Studio. Și? E? Movimento. Mișcare, lucrare misionare. Movimento, cioè opera misionare. Spune că fiecare are o misiune de o minunată însemnătate pe care nu poate să o neglijeze sau să o ignore. Deoarece îndeplinirea ei aduce fericita mântuirea tuturor sufletelor. Iar neglijarea ei înseamnă nedorocirea cuiva pentru care a murit Hristos. Ognuno ha una missione di significato meraviglioso, che non può trascurare o ignorare, perché adempirla porta alla bella salvezza di poche anime, ma trascurarla significa la perdizione di qualcuno per cui è morto Cristo. Asta înseamnă că suntem responsabili fie de salvarea oamenilor, fie de nenorocirea lor. Quindi questo significa che siamo responsabili sia della salvezza che della perdizione delle persone. Putem să spunem, noi suntem indiferenți. Possiamo dire che siamo indiferenti. Eu am auzit multe expresii asta în biserică. Eu văd parte de mântuirea mea și atât. Ho sentito sempre spesso parlare nella chiesa delle persone dicendo ah, io ho cura solo della mia salvezza e basta. Ați auzit spunând așa? Ați sentit-o dire così? Eu mă retrag într-un colț, îmi văd de mântuirea mea și... Eu mi ritrag într-un angolo e vado solo alla mia salvezza. E posibil? E posibil? Nu. No. Vrem sau nu vrem? Vogliamo o nu vogliamo? Suntem fie un miros de viață spre viață, fie de moarte spre moarte. Sia că vogliamo o nu, siamo un bel odore verso vita o verso morte. Prin acțiune noastre putem să schimbăm lumea. Attraverso le nostre opere possiamo cambiare il mondo. Un test de memorie. Un test di memoria. Cine își amintește de acest om? Chi è che si ricorda di questa persona? Unii dintre noastre l-au mai văzut. Ci-am mai vorbit eu despre. Alcune persone l'hanno già visto e ne ho parlato io altre volte. Unii nu l-au văzut, sigur. Alcuni di sicuro non l'hanno visto. È quello che ha ucciso il principe austriaco. Ieri. E lui. O acțiune nejudecată, un'azione non pensata. Și care a fost consecința? E qual è stata la conseguenza? Milioane de oameni uciși. Milioni di persone uccise. O țară precum România care dispare. Un paese tipo la România che scompare. L-a făcut un singur lucru necugetat. Ha fatto solo una cosa non pensata. Dar de acest om ați auzit? Ma di questa persona avete sentito? De prima a auzit cineva. De acest am auzit cineva. De prima a sentit-o parlare di questo. Știți de ce n-ați auzit? Sapete perché non ne avete sentito parlare? Vă spune, pentru că a făcut un lucru extrem de bun. Perché ha fatto una cosa estremamente positiva. Știți, când se face ceva rău, toată lumea află. Sapete, quando qualcuno fa qualcosa di male, lo sa molto. E adevărat sau nu? E vero o no? Dacă cineva în biserică face o mișcare greșită, află toată lumea sau nu? Se nella chiesa qualcuno fa un movimento sbagliato, lo scoprono tutti subito, no? Imediat. Subito. E dacă face un lucru bun? Va se fa una buona cosa? Mai greu. Più difficilmente. Acest om, spune istoria. Questo uomo, dice la storia, ha evitato începerea celor de-al treilea război mondial. Ha evitato quello che poteva essere l'inizio della terza guerra mondiale. Lisa o scintilla? Mancava una scintilla. Avete sentito parlare della guerra? Avete sentito parlare della guerra fredda? Tra URSS e gli Stati Uniti, no? Tra la Russia e gli Stati Uniti. Nel 1962 è esistato una crisi a rachete in Cuba. Nel 1962 c'è stata una crisi dei razzi in Cuba. Nu vreau să fac lecții de istorie, ci doar să tragem niște concluzii. Nu fac lecții de istorie, ma voglio solo che arriviamo a delle conclusioni.
URSS construia în Cuba rachete nucleare. La Rusia produceva în Cuba rachete nucleare. Americanii au descoperit lucrul acesta și Kennedy a... americanii au descoperit questo e Kennedy a ordonat ca avioane și elicoptere și submarine să fie în jurul Cubei. Să izoleze Cuba. I-a dat l'ordine che sottomarini, aerei, elicotteri e tutto circondino e izolino Cuba. Existau submarine rusești în fundul oceanului, nu? C'erano dei sottomarini russi sotto l'oceano. Cu încărcătură nucleară. Con carichi nucleari. Lipsea doar un buton să apese. Mancava solo la presiune del tasto. Americanii făceau presiune ca ei să iasă la suprafață. Gli americani facevano pressione che loro escano alla superficie. Ci trimiteau grenade. E mandavano granate. Grenade di avvertimento, di antrenamento. Di avvertimento nell'acqua. Știți, într-un submarin nu se poate supraviețui foarte mult, pentru că se termină aerul. Sapete, in un sottomarino non si può vivere a lungo perché finisce l'aria. Acest om era împreună cu alți 80 de oameni. Questo uomo era insieme ad altri 80. Într-o temperatură de 50 de grade Celsius. A una temperatura di 50 gradi. Și fără aer. Aerul se termina. E l'aria stava finendo. Soldații leșinau. I soldati stavano svenendo. Capitanul navei a spus așa. Lasă-mi racheta. Il capitano della nave ha detto lanciamo il missile. Să distrugem pe americani. Distrugiamo gli americani. Gli diamo una lezione. Eu nu mai pot. Eu non ce la faccio più. Era o presiune teribilă. Era una pressione terribile. Granatele explodau lângă ei, în apă, nu? Le granate explodevano intorno a loro nell'acqua. Și la ordine, încărcați rachetele. E a dat un ordine. Caricate missile. Acest om a predat. Questo uomo ha intercesso. Să nu facă așa ceva. Che non venga fatto questo. Mai bine prendiamo, mai bine renunțăm noi. E meglio se ci arrendiamo, meglio se ci rifiutiamo noi. Noi risolviamo nimic dacă ne răzbunăm. Non risolviamo niente se ci vendichiamo. Și după o pledoarie lungă. E dopo un'intercessione continua. Submarinul, in poza autentică, a ieșit la suprafață. Il sottomarino, vedete una foto autentica, è uscito nella superficie. Cu încărcătură nucleară. Con un carico nucleare. Un buton și se întâmpla și la Hiroshima și la Nagasaki. Bastava la pressione di un tasto e succedeva quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki. Spune că ei nu știau ce transportau. Loro non sapevano quello che stavano transportando. Credeau că au armament special atâta. Sapevano solo che avevano un armamento speciale. Când a aflat ceea ce a făcut el, că de fapt a salvat lumea, spune că a albit pe loc. Quando ha scoperto di aver salvato il mondo, i suoi capelli sono diventati. Povestește soția lui. Lo racconta sua moglie. Care pare storia de noastră, nu? După timp. Che sembra una sorella dei nostri tempi, dei tempi passati. El a murit datorită radiațiilor. Lui è morto a causa delle radiazioni. Era salvat lumea era un dezastru. Ma ha salvato il mondo da un disastro. De ce? Perché? Pentru că nu s-a lăsat dus de valuri. Perché non si è lasciato trasportare dall'onda. Deci toți erau tensionati, era avut calm și a spus nu. Nonostante erano tutti tesi, lui è rimasto calmo e ha detto no. Acționăm cu acțiunea, nu din impuls. Reagiamo di ragionamento, non di impulso. Din fericire noi nu avem butoane cu bombe nucleare. Fortunatamente non abbiamo tasti che lanciano missili nucleari. Che ce ne știe cât ar fi explodat până acum, nu? Perché non si sa quante ne sarebbero esplose fino adesso. Dar avem și noi bombele noastre. Ma abbiamo le nostre bombe. Și rachetele noastre. E i nostri missili. Cu care lovim. Con cui colpiamo. O decizia noastră poate salva sau poate ne înroci lumea. La nostra decisione può salvare o distruggere il mondo. Nu există o altă lucrare de o valoare mai mare ca aceasta. Non esiste un'opera più valorosa di questa. De aceea, adventiștii nu trebuie să lase ca atenția lor să fie atrasă de alte lucruri. Per questo gli adventisti non devono lasciare che la loro attenzione sia attratta da altre cose. Tot timpul alte lucruri apar. Sempre compaiono cose nuove. Tot timpul gânduri. Sempre alte pensieri. Ne umplem timpul nostru. E spendiamo il nostro tempo lucruri care nu folosesc. Con cose che non servono a niente. Suntem sau nu suntem responsabili de cei de lângă noi? Siamo o no responsabili di quelli che stanno intorno a noi? Vă simțiți responsabili sau nu? Vi sentite responsabili o no?
cei din jurul tău. Quanto è importante essere responsabile per quelli che stanno intorno a te. Putem schimba vieți. Possiamo cambiare vite. Putem schimba istoria. Possiamo cambiare la storia. Depinde de noi. Depinde da noi. Dacă vrem să ne lăsăm folosiți. Se vogliamo lasciarci usare. Minuto. O vi piace così al minuto. Avem minute pentru că suntem limitați și suntem trecători. Abbiamo minuti perché abbiamo dei limiti, siamo passeggeri. În veșnicie nu va mai exista minute sau... În l'eternità non ci saranno. Și nici ceasuri, nu cred. E neanche orologi. Almeno io non credo che ci sia. Timpul va fi al nostru. Almeno il tempo sarà nostro. Spuneam că era un profesor la un moment dat. C'era a un certo punto una professoressa. Care preda la pielești. Che stava insegnando ai suoi alunni. Și unul dintre ei era obraznic foc. E uno era estremamente cattivo. Nu obraznic, dar sfidatore. Ma più che cattivo, sfidante. Ea vorbea, el dormea. Lei parlava, lui continuava a dormire. Îl întreba, nu știa nimic niciodată. Quando lei mi faceva una domanda, lui non sapeva mai rispondere. Se mai și strâmba la ea. Qualche volta faceva anche i versi. Iar ea se răzbuna. E lei se criticava. Îi lua lucrarea, punea un X și nota 4. Prendeva il suo compito, faceva una X e dava il voto 4. Repetiamo și scapă fine. Ripeti l'anno e non ce l'ho più questo problema. Dar la un moment dat primește calificativele de la, din clasa 1, a 2 și a 3. Din la clasa 4. Ma a un certo punto lei vede i suoi voti che aveva in prima, seconda e terza, perché questo bambino era già in quarta. Non ci ha avuto altri, educatori. E aveva avuto altri maestri, altri insegnanti. Îl chema Terry. Lo chiamavano Terry. Și în primul an spunea așa, Terry este un băiat excepțional. Nel primo anno il giudizio che avevano dato di questo bambino era Terry è eccezionale. Învață bine și e primul din clasă. Studia bene ed è il primo nella classe. În clasa a doua scrie așa învățătoarea. Nel secondo anno. Datorită îmbolnăvirii mamei, Terry a început să nu mai fie atent la ore. Nel secondo anno ce l'ha scritto. A causa del fatto che sua madre si è ammalata, lui non è più attento alle lezioni. În clasa a treia. Nel terzo anno. Învățătoarea scrie, datorită morții mamei lui, Terry a început să fie rebel. A causa della morte di sua madre, lui è diventato ribelle. Și învățătoarea a înțeles lezia. La maestra a imparato la lezione. Și a început să-i dea atenție mai multă. A iniziato a dargli più attenzione. Spune că atunci când a venit ziua mamei sau a femeii, a primit cadouri învățătoarea. E quando è arrivato il giorno della madre, della donna, la maestra riceve regali. Și toți au adus cadouri frumoase de la mamele lor, nu pregătite. E tutti hanno portato bei regali preparati dalle proprie madri. Numai el a adus împachetat într-un ziar ceva. Solo lui a portato qualcosa impacchettato in un giornale. Învățătoarea a deschis. La maestra ha aperto. Copiii au început să râdă, bineînțeles. I bambini sicuramente hanno iniziato a ridere. Era o brățară cu pietre lipsă. Era un braccialetto con alcune pietre prețioase mancanti. Și un parfum pe 3 sferturi gol. E un profumo che era a 3 quarti vuoto. Ce a scritto a casa della mamma lui? Quello che ha trovato lui a casa di sua madre. Era invezzato a mulțumit. La maestra gli ha ringraziato. Che ce mi fumo scadou? Ha detto che aveva un regalo più bello. Dopo 4 anni. Dopo 4 anni. Terry gli scrive scrisoare învățătoare. Terry scrive una lettera alla maestra. A spus cea mai bună învățătoare de până acum. Siete stata la migliore maestra che ho avuto fino adesso. După alți 4 ani, după ce a terminat liceul, gli scrie din nou. Dopo 4 anni che ha finito il liceo, scrive di nuovo. Până acum a spus cea mai bună învățătoare. Fino adesso siete stata la migliore maestra. După alți 4 ani, după ce a terminat universitatea, îi scrie din nou. Dopo altri 4 anni, dopo che ha finito l'università, gli scrive di nuovo. Am avut mulți profesori, dar ați fost cea mai bună până acum. Ho avuto tanti profesori, ma siete stata la migliore fino adesso. Și la un moment dat primește o scrisoare cu invitație la nuntă. A un certo punto, la maestra riceve un invito a un matrimonio. Vreți să fiți, să luați locul mamei mele? Volete prendere il posto di mia madre? Și a spus, da, bine, cum să nu? Sì, certo, perché no? Era scris Dr. Terry, nu era Terry. C'era scritto Dr. Terry, non più Terry. Și a venit învățătoarea pe locul mamei. Ed è venuta la maestra al posto di sua madre. Cu brățara fără perle.
con il braccialetto con alcune pietre mancanti. Ci parfumate con parfumo per tre sette giorni. E profumata con il profumo che era tre quarti vuoto. O femmine che schimba destino di copil. Una donna che cambia il destino di un bambino. Pentru că s-a implicat. Perché si è impegnata. E ușor să pui un X, să pui un 4. E facile. E ușor. Mettere una X e scrivere un 4. E ușor să rănești pe cineva. E facile ferire qualcuno. Să te ferești de cineva, nu-mi place de multe lucruri. E evitare qualcuno, nu-mi piace doreva. Dar te poți implica cu dragoste. Ma poi impegnarti e metterci amore. Poate că e colegul tău de muncă rebel. Può essere il tuo compagno di lavoro che è ribelle. Poate fi colegul tău de clasă rebel. Può essere il tuo compagno di classe che è ribelle. Dar nu uitați niciodată. Ma non dimenticate mai. Dragostea. L'amore. Naște dragoste. Fa nascere amore. Spuneam de lucruri care ne iau atenția noastră de multe ori. Dicevo prima che ci sono cose che ci rubano l'attenzione spesso. Nu vreau să insistă sobre acestor doi. Non voglio insistere su questi due. Sunt doar doi tineri meu, sunt fericiți, nu? Sono solo due giovani che sono felici. Și sărbătoresc în modul lor. Festeggiano a modo loro. De asta sunt fericiți. Ecco perché sono felici. Sunt lire sterline acolo. Quelle sono lire sterline. 1.800.000 de lire sterline. 1.800.000 passa... Nu, peste 2 milioane de euro. Oltre 2 milioni di euro significa. Ei povestesc istoria lor. Loro raccontano la loro storia. Știți cât ați ținut fericirea? Sapete quanto è durata la felicità? Extrem de puțin. Estremamente poco. Au sfârșit despărțindu-se. Hanno finito separandosi. Ducând o viață de miserie. Portando una vita di miseria. Pentru că nu știu ce e important în viața lor. Perché non hanno saputo che sarebbe importante nella loro vita. Ce e fericirea, prieteni? Cos'è la felicità, amici? Membrii trebuie să-și arate fericirea în fericirea acelora pe care îi ajută și cărora le aduc binecuvântare. I membri devono ritrovare la loro felicità, la felicità di coloro che aiutano e ai quali portano benedizione. Vă doriți fericirea? Volete la felicità? Sau nu vreți? No, no. Vreți fericirea? Volete la felicità? Sigur? Certo. Există un singur mod de a fi fericiți cu adevărat. C'è un solo modo per essere felici veramente. Care e acesta? Qual è questo? Găsindu-vă fericirea în fericirea acelor pe care îi ajutați. Ritrovando la vostra felicità nella felicità di quelli che aiutate. Il resto? E fericire de moment. E felicità di momento, passeggero. Atâta doar. Solo questo. O să mă apropie de încheiere. Ne aducem la concluziune. Fraților și surorilor. Fratele și sorele. Pe voi care pretindeți că sunteți de mult în adevăr, vă întreb pe fiecare în parte. Voi care pretendeți de essere la verità da mult timp. Fiecare unul dintre voi. Și acum să ne facem un moment de auto cercetare. E adesso abbiamo un momento di autoesaminazione. Siamo tutti in fase accesso in cuvânt scris. Stiamo tutti davanti a questa parola scritta. Se ne risponde. E rispondiamo a noi stessi. Corrispond faptele voastre cu lumina, cu privilegiile și cu ocaziile pe care cerul vi le-a dat? Corrispondono le vostre azioni con la verità, cu privilegiile și ocaziile pe care cerul vi-a dat? Corrispond? Corrispondono? Nu-mi răspundeți. Nu mi rispondeți. Răspundeți-vă dumneavoastră. Răspundeți a voi stessi. Și să ne răspunde fiecare. E rispondiamo ognuno a noi stessi. Avem nevoie de două lucruri. Abbiamo bisogno di due cose. Redeșteptare. Risveglio. Și reformă. E riformă. Ce înseamnă fiecare parte? Cosa significa ognuna di queste? Redeșteptare înseamnă înviere din moarte spirituală. Risveglio significa resurrezione dalla morte spirituale. Iar reforma ce înseamnă? Reforma che significa? Fără de ce două nu se poate. Senza queste due non è possibile. Schimbare în idei și teorii, în obiceiuri și fapte. Cambiamento nelle idee e teorie, nelle abitudini e azioni. Dacă până acum am avut responsabilitățile noastre, se fino adesso le nostre azioni non corrispondevano, să facem redeșteptare și reforme. Facciamo un risveglio e una riforma. Și vreau să fie cu acest text. Voglio concludere con questo testo.
O lucrare credincioasă este mult mai plăcută lui Dumnezeu decât cea mai zeloasă și mai neîncăpuită sfântă închinare. Adevărata închinare este de a lucra împreună cu Hristos. Un om de la vedere più piaciuto a Dio che la più zelante e santa adorazione. La vera adorazione è di operare insieme a Cristo. Fratele, sunt multe de spus despre acest subiect. Sono tante da dire di questo argomento. Și mettiamo ca nu cumva prin cuvintele mele. E temo che con le mie proprie parole să aduc o umbră asupra modului noastră de a gândi. Di portare un altro modo di pensare. De aceea rugăciunea mea sinceră este aceasta. Per questo la mia preghiera sincera è questa. Ca Domnul Hristos che Cristo să lucreze în inima noastră. Operi nei nostri cuori. El să lumineze viața noastră și mintea noastră. Che illumini la nostra vita, la nostra mente. Și să ne facă conlucrători cu El. E che ci renda operai insieme a Lui. Ca atunci când va veni. Così che quando Lui verrà. Spune bine, rog bun și credincios. Possa dire bene, buon servo e fedele. Intră în bucuria ta, entra nella gioia di tuo padre. Este rugăciunea sinceră pentru noi toți. La mia preghiera sincera per tutti noi. Să salvăm pe alții pentru noi. Di salvare gli altri per essere salvati. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Non dimentichiamo mai questo. Și vă rog mult de tot. E vi prego molto. Tine, în special. Giovani, soprattutto. Și nu numai. E non solo. Nu sacrificați viitorul vostru pentru plăcerea de pe o clipă a păcatului. Non sacrificate il vostro futuro per il piacere passeggero del peccato. Nu sacrificați viitorul pentru nimic în lume. Non sacrificate il futuro per niente al mondo. Diavolo ne tot ispitește. Satana continua a tentarci. Plăceri de moment. Con piaceri passeggeri. Dar nu vă sacrificați viitorul veșnic pentru plăceri de clipă. Ma non sacrificate il futuro che è eterno per i piaceri passeggeri del peccato. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E Dio ci aiuta a questo. Amin. Amin. Thank you.
carismatici, in bilancia al Padre del Santo Spirito, affinché possiamo colorare questo giorno di sabato come tu desideri, affinché possiamo essere vicini a te per poter sentire la tua voce e sentire qual è il tuo chiamo con noi. Chiediamo di benedire ognuno di noi e in le azioni sia secondo la tua volontà. Leggi, leggi. Buongiorno. Sai leggere. Artista. Cineva s-a obosit să le scrie la mână. Marius, asta ți-e horror. Să ne apropie de Domnul Sucelesc care iubește. Puterea de a ajuta a lui Dumnezeu este așa de mare încât el întotdeauna are o cale și un ajutor pentru ei. În sabat binecuvântat alături de cei dragi. Așa voi sunteți bine din anii, ați luat un pensier. Ai luat, băi, pensier. Fii conspăit-o.
Thank you.